الله، ومعين من ليس له، ومعين أعزاء صغير القلوب من الذين في العاصف، كل نفس المتطرفة المفقودة على o rugăciune rostită într-o arabă perfectă. Asta se auzea în noaptea de 6 spre 7 ianuarie la Biserica Sfânta Ecaterina din București. Egipteni, români, toți la un loc au venit precum magii în vechime, cu daruri închinate celui care a adus vestea cea bună. Hristos se năștea și pentru credincioșii care sărbătoresc nașterea Domnului, respectând calendarul de rit vechi. Așadar, împreună cu păstorul lor, preasfințitul Maximus, episcop vicar al Bisericii Copte din Egipt, și-au plecat genunchii și frunțile și-au împreunat mâinile a rugă, oameni simpli, dar și cei mai înalți reprezentanți ai statului egiptean la București. Deși Egiptul este astăzi o țară majoritar islamică, ortodoxii copți reprezintă un procent important din totalul populației. Numărul lor este acum de circa 8 milioane, dar alte 2 milioane de membri ai Bisericii Copte trăiesc în alte colțuri ale lumii. În semn de respect față de importanta comunitate de creștini, președintele Egiptului a decretat ziua de 7 ianuarie ca zi liberă la nivel național. Numele de copt vine din străvechiul Egyptos, nume cu care grecii antici desemnau teritoriul și locuitorii puternicului regat de pe cursul inferior al Nilului, Egiptul. Biserica Ortodoxă Coptă este o biserică tradițională și conservatoare. Încreștinați de către Sfântul Apostol Marcu, copții se socotesc a fi cea mai veche comunitate creștină din întreaga lume, religia ortodoxă fiind transmisă și respectată cu sfințenie de la o generație la alta. În ziua de astăzi, Biserica Ortodoxă Coptă este cea mai mare biserică din Orientul Mijlociu, numărând aproximativ 10 milioane de credincioși egipteni și avându-l ca arhipăstor pe sanctitatea sa Shenouda III, al 17-lea papă al Alexandriei. În țara noastră trăiesc între 300 și 500 de creștini copți, iar dorința lor este să aibă o biserică aici, în România, în care să se poată ruga în limba lor, în litera și în duhul tradiției lor. ومعين من ليس له ومعين عزاء صغير القلوب من الذين في العاصف كل نفس المتطرفة المفقودة على أهداء رب رحمتنا ما تومعون أهداء خلاصا أهداء أبرا خداء السماء نحن أيضا يا رب أمرت بفضل الشفية التي أكسدنا بها